Bună ziua, numele meu este Narcis Teodorescu și bine ați venit pe canalul nostru de YouTube, Școala de Trading. Haideți să vedem ce surpriză ne-a făcut domnul Bitcoin. Păi, în momentul de față o să observăm ceva foarte interesant. Vă povesteam eu de aseară că eram pe undeva pe la 42.575. Se pare că a mers, ba chiar mai jos, a testat suportul, un suport și mai jos, da? La fix 4200. De ce 4200? Haideți să mergem pe daily și o să observăm că a mers fix să testeze EMA 200 pe daily. Ceea ce a fost un suport foarte puternic, fiindcă l-a ținut. Se vede clar cum l-a ținut. A creat o lumânare foarte puternică, se cheamă Hammer, da? O lumânare care a avut puterea să întoarcă trendul. După cum vedeți, după cum se vede, practic de aici l-a luat suport și a întors trendul. Acum sunt șanse foarte mari, da? Să încercăm ușor să creeze o consolidare. Adică exact aici, da? Consolidare, sus în jos, mai exact. Și să meargă să mai testez o dată aici, fie mai acumulează, fie mai urcă, da? Ceva de genul. Foarte important, da? Este să aveți răbdare. Foarte mulți oameni am văzut că ați fost panicați, unii ați vândut, unii v-ați grăbit, unii, nu știu, fel și fel. Trebuie să înțelegeți că în astfel de situații trebuie tot timpul să fim răbdători. Practic suntem răbdători cu banii noștri, ceea ce este foarte important. Da? Tiparul ăsta a dispărut. Acum o să observăm că vrea să creeze alt tipar. Aici avem o... Da? Se pare că aici l-a rupt. Pe o oră, da, vedeți, l-a rupt, rezistență, l-a rupt, suport, l-a rupt. Acum așteptăm să vedem ce vrea să facă. O să meargă ușor să testeze toate nivelurile de rezistență. Primul 44.312, 45.600 și 46.829. Ăsta o să fie criticul iarăși. Mai exact pe 4 ore. EMA 200, ce ne-am chinuit aici să-l rupem, da? L-am testat, l-am rupt, la fel o să fie și acum, tot un nivel foarte puternic de rezistență. Bun, haideți să mergem și la alte monede. E-Gold-ul, vă povesteam eu că suntem într-un triunghi descendent, ceea ce înseamnă că sunt șanse foarte mari să mergem în jos și practic l-a rupt. Acum a creat un tipar ceva de genul. Da? Suport, rezistență. Următoarea rezistență este la 215. Da? Dacă rupe 215, rupe tiparul, sunt șanse foarte mari să urce. Până atunci, momentan, nu. Deci așteptați tot timpul să rupă tiparul. Solana s-a întors fix pe suport, da? Pe EMA 200 pe 4 ore. Momentan stăm bine, da? A rupt și tiparul, se vede clar cum l-a rupt, l-a luat suport și a plecat. Asta e și motivul pentru care a urcat. Da? Deci momentan suntem bine. Avem, ca și rezistență avem 149, 154 și 163. Bun, audio, vă povesteam eu că are potențial să mai urce, chiar până la
Bine, 0,61 Fibonacci până la 3,2. Arată foarte bine indicatorii, inclusiv pe daily arată foarte bine, da, se vede clar. Inclusiv pe 4 ore arată bine, suntem pe suport, deci sunt șanse foarte mari să plece racheta. Trebuie răbdare. Dotto și el a avut o corecție la fel ca și celelalte monede. Dotto are o rezistență foarte puternică aici, la 32,3. Da? Bun, Alice. Alice se pare că s-a oprit exact pe suport. Fake, fake, rezistență. Rezistența, a rupt, suport, suport. Aici avem o bază foarte puternică, o zonă de suport și rezistență și o zonă de acumulare. A rupt un pic, dar eu cred că o să revină. Ușor, 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 răbdare. Răbdare, răbdare, răbdare. Bun. Ethereum. ETH-ul se pare că a avut și el o corecție destul de puternică până la zona asta de... Aici e o zonă unde majoritatea au cumpărat. Practic aici așteptau balenele să cumpere. La 2800, 2730, 40, da? Fiindcă asta a fost o zonă foarte puternică de rezistență și a devenit o zonă foarte puternică de suport. Da? Bun. Potențialul este... Haideți să vedem ce a creat. A creat un canal descendent. Ia uitați ce frumos a fost, suport, 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 rezistență, rezistență, suport și rezistență intermediară. Da, aici e prima rezistență, 3114, 3157, 3320, 06, 3360, 0,619 Fibonacci. Bun, în principiu cam atât am vrut să vă arăt. Dacă aveți... De exemplu, mă întreba cineva legat de canalul, de fapt de site, legat de site. Mă întreba ce face fiecare curs în parte. Da? O să le modific, nu am avut timp pentru chestia asta. Vreau să vă spun că, practic, ăsta e level 1, level, deci nivelul 1, nivelul 2, nivelul 2 plus Discord, nivelul 3 și nivelul 4. Deci, practic, sunt 4 niveluri unde majoritatea ar trebui să începeți. Da? Deci, indiferent cât costă, vreau să înțelegeți un lucru. Dacă luați pe ăsta, mai puneți diferența până la asta. Dacă luați pe ăsta, mai puneți diferența până la asta. Dacă luați pe ăsta, mai puneți diferența până la asta. Dacă luați pe ăsta, mai puneți diferența până la asta. Adică, ideea este să evoluăm și să trecem la următorul nivel doar punând diferența. De ce? Fiindcă așa e normal, așa este etic și totodată doar așa putem evolua. Da? Și m-am gândit cum să găsim o modalitate să mergem tot timpul la următorul nivel. Credeți-mă, doar așa o să putem să înțelegem cum stau lucrurile și doar așa putem să facem ceva, să fim pregătiți. Bun, acum trebuie să înțelegeți că vă povesteam eu, răbdare e totul. De ce? Înainte să înțelegeți că răbdare e totul, trebuie să înțelegeți că aveți nevoie și de o strategie. Strategia este foarte importantă și strategia înseamnă să ne detașăm de tot ceea ce înseamnă moneda în sine. Da? De exemplu, chiar dacă o monedă a scăzut, atâta timp când noi o vindem, o cumpărăm, o vindem, o cumpărăm, noi practic acumulăm moneda. Da? Fie putem să facem bani acumulând monedă, da? Adică mai acumulăm încă 10 monede, încă 10 monede, da? Sau ceva de genul, fie putem să facem bani vânzând aici, așteptând, cumpărând aici și tot așa, da? Jucând pe suport și rezistență. Bun, în principiu cam atât am vrut să vă spun. Vă doresc o zi minunată, vă doresc baftă în trading și Doamne ajută!